Bun găsit, dragi prieteni, vă salut! Astăzi facem un clip dedicat câinilor abandonați, da? Câinilor care i-am salvat noi. Deci e vorba despre Asociația Nil și prietenii săi. Fac acest clip pentru că suntem într-o situație mai critică. Mâncarea s-a cam terminat. Veniturile noastre sunt mult mai mici față de numărul de câini, așa că țin să fac acest clip, poate le mai lungim și lor un pic situația. Între timp ne-am gândit să căutăm un adăpost serios unde să putem lăsa acești câini, pentru că nu avem posibilitate de să le oferim hrană, deci nu am cerut bani, nu am cerut nimic altceva decât hrană. Acolo nu contează că e pâine, că e bobițe, mâncare să fie, lucru care cu greu, de-abia am putut face față și mulțumim tuturor care a întins o mână de ajutor Asociației Nil și prietenii săi. Am făcut eforturi foarte mari, am fost sceptic de la început, pentru că știam că pe noi o să pice măgăreața tot efortul ăsta. Noi am salvat, ați văzut bine, au fost cazuri care necesita ajutor. Deci n-am adunat așa chiar orice câine de pe stradă, am luat cazuri extreme, cazuri care, cum vă spuneam, necesita acest lucru, necesita o mână de ajutor. Scopul acestui asociație a fost să putem salva cât mai multe animale. Din păcate, nu toată lumea este de acord cu ce facem noi. E greu să te lupți cu morile de vânt. Am încercat, bineînțeles, la încurajarea dumneavoastră. Am picat cu toți de acord să facem această asociație, crezând cu toții că putem salva cât mai multe animale, câini și pisici. Poate salvam mult mai multe, dar am fost limitați de hrană. Nu punem la socoteală munca noastră, nu punem la socoteală spațiul nostru care îl ocup cu boxe și așa mai departe. Nu punem la socoteală timpul nostru. Dar aici n-ai cum, nu poți să pleci de acasă pentru că nu avem cu cine lăsa atâția câini, vă dați seama. Revenind de iar la câinii maidaneși, câinii fără stăpân, nu este vina noastră. Noi am încercat să-i salvăm, am încercat să le dăm o șansă la viață. Deci nu e vina noastră pentru ceea ce se întâmplă. E lume rea, lume care descurajează pe alții și asta e cauza care nu am putut să facem față cu această asociație. Deci nu ne-am descurcat, noi am lungit situația cât am putut. Da, o decizie destul de grea, căutăm o asociație serioasă și sper să ne puteți ajuta pe această cale. Unde să găsim o asociație serioasă, adică să poată avea grijă de aceste animale, o asociație care are vechime, o asociație care e mai cunoscută, o asociație care primește hrană suficientă pentru a hrăni câinii străzi, da? Câinii abandonați. La noi nu s-a putut face acest lucru, nu putem să ne punem baza la un sac, doi de bobițe care îl primim noi când și când, pentru că sunt o grămadă de câini care mănâncă, ăștia zi de zi consumă, zi de zi mănâncă și nu poți face față. Vă spun sincer, doar maidanejii mănâncă bobițe în jur de 50 de lei pe zi, plus că mai lungim noi situația cu un pic de mălai, cu un pic de carne, când o mai prinde și pe aia când și când, da? Organe de-astea de vită. Cum vă spuneam, venituri mici, câini mulți, n-ai cum să faci față. La caucazian e altă treabă, pentru că ești câștigă singur mâncarea, adică dai un pui și îți iei mâncare pentru ceilalți. E cu totul altă treabă. Și datorită la caucazian am ținut și câinii ăștia până în momentul de față, dar s-a ajuns la o situație în care nu mai faci față, pur și simplu. N-am mai primit mâncare, nu mai țiu minte. E foarte greu, n-are rost să chinui nici animalul. Deci căutăm o rezolvare, da? Căutăm o alternativă pentru Asociația Nil și prietenii săi. Am plecat cu stângul de la început. Așa e când nu-ți faci bine temele. Noi am încercat să facem ceva pentru aceste animale, i-am ținut cât am putut de le-am lungit viața, dacă vreți, dar a venit momentul să
din păcate, să luăm o decizie, pentru că nu mai. Vă spun sincer, mai avem acum ultimii saci de mâncare care i-am cumpărat, 4 saci din Lidl, bobițe de-astea mai ieftine, ca altceva nu ne permitem. E destul de greu, n-ai ce să faci. Să zicem că sacii ăștia așa lungit, cu un pic de mălai, cu un pic de, deci făcut așa un terciuleț, cu un pic de cărniță de-asta, resturi de la abatoare ce mai prindem și noi când și când, să zicem că mai lungim maxim 4-5 zile situația, să zicem, tras de păr așa. Și atunci, de asta fac acest clip, am zis să nu fiu tras la răspundere, noi am ajutat dacă am putut, i-am luat de pe unde a aruncat alții, în loc să stau frumos și eu să-mi văd de treaba mea, să stau ca orice om la căldură, uitați cum umblu, că n-ai cum să umbli în costum, că chiar mi-a atras cineva atenția că nu mai mă chivernisesc, că nu mai mă aranjez, că umblu cam nașpa îmbrăcat. Dom'le, n-ai cum să umbli în costum și cravată, sunt crescător de câini, n-ai cum să umbli pe aici. Câine e animal, câinele sare pe tine, te face din noroi, din cap până în picioare, asta e situația, n-ai cum. Nu pot să-mi permit să umblu acum nu știu ce hanorace și așa mai departe. Fel de fel de oameni îmi găsești pe rețelele astea de socializare. Am încercat și pe Facebook, am făcut acolo o strângere de fonduri. N-ai ce să faci cu 4-5 milioane, 10 maxim, am luat 12 milioane bani vechi cu cazul Daisy. De am făcut operația la coloană, operația la picior, la femur. Bazinul tot acolo a fost o intervenție destul de grea și mulțumim doctorului că cât de cât a înțeles situația și cazul și a mai lăsat oarecum la preț, pentru că pe unde am întrebat și am sunat, prețul era undeva de 50 de milioane, iar noi am făcut această intervenție cu 25 de milioane, noi am lăsat în clipurile noastre anterioare, am lăsat și bonul și absolut tot ce ține de cheltuieli. Așa că ce să iei, cu ce să crești, nici nu s-a terminat bine cazul Daisy și a apărut motănașul Tom cu piciorul rupt, iarăși acolo s-a dus 10 milioane, foarte greu, foarte complicat și vrem să căutăm o alternativă la o altă asociație cu potențial de să-i crească, să-i întrețină. Noi am făcut, le-am creat tot confortul, are și adăpost, le-am făcut și vaccin, le-am, deci deparazitați, mâncărică caldă, gătită, tot ce trebuie, doar că treaba asta nu este zi de zi, ceea ce ne face să luăm o decizie grea, care am ținut să o împărtășesc cu dumneavoastră aici pe canalul nostru de YouTube. Nu vreau să fiu beștelit, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar când nu mai ai cu ce să stai în față, te retragi, asta e situația. Deci noi nu am cerut bani cum a cerut alte asociații, mă uitam la vreo câteva asociații, aveau fonduri strânse de 500 de milioane. Cu 500 de milioane să tot cumperi mâncare la câini, să tot construiești adăposturi, să tot faci. Deci treaba asta la 2 săptămâni, regulat, 500-500, deci regulat, nu se spunea problema. Ori la noi, atâta s-a putut. Mai mult de 12 milioane noi n-am putut strânge. Îmi pare rău că ne-am băgat în situația asta, pentru că trebuie să vin și cu niște explicații și nu și are rostul. Eu pot să-mi văd de treaba mea, de viața mea. Nu am nicio obligație să adun toți câinii de pe stradă. Au fost excepții. Care Landru, marea dumneavoastră, hai să-l luăm, hai să-l facem, hai să fie bine. Vă ajutăm, vă sprijinim, dar astea au fost temporare. Ori acești câini consumă zi de zi, deci în afară de mâncare, rumeguș așternut, munca, scoate mizeria de acolo, îți ocupă tot timpul, nu poți să pleci nicăieri. N-ar fi fost ăsta un impediment. Problema e, nu este mâncare, n-ai ce să le dai. Am încercat pe la fel de supermarketuri unde sunt atâtea alimente care expiră, foarte frumos, decât să le dea la o asociație, le dă la centrele de salubrizare, deci e mai ușor să le arunce la gunoi. Așa că
nu ai cum să faci față, ce să mai. Ori n-am ciocănit noi unde trebuie, am fost și la primărie, am fost și la o fabricuță aici aproape de noi unde să facem mâncare pentru câini. Mă gândeam că găsim ceva rebuturi, dar am fost refuzați. Așa că unde să mai ceri, unde să mai... Singura șansă pentru câini ăștia a rămas tot canalul de YouTube, un pic pagina de Facebook și cam atât. În rest, n-ai unde să le prelungești zilele, la, nu mănânc eu bobițe, e clar. De asta am cerut strict mâncare, nu am cerut bani, nu am cerut absolut nimic. Dar ca să nu mai fiu nevoit să fac astfel de clipuri, decizia e un pic cam dureroasă pentru noi, că noi am crescut. Poate și pentru dumneavoastră, nu pot să zic că nu v-ați atașat de acești câini. Dar dacă n-ai cu ce să mergi mai departe, nu ești sprijinit, nu ești susținut, mai bine te retragi și îți vezi de treabă, n-are rost să dai 1000 de explicații, barem nici nu primezi mâncare cum primești alte asociații. Am primit niște telefoane de pe la niște prieteni, domnule, zice, primește aia mâncare cu tirul. La noi n-a venit nici cu roaba, nu mai zic cu tirul. Doar ce am primit de la dumneavoastră, grupul YouTube, atât. În rest, pe unde am cerut ajutorul, am fost refuzați. Asta e situația. O să încercăm să găsim ceva serios, o asociație serioasă. Chiar aș putea să fac un clip video, aș putea să filmez foarte simplu asociațiile, mari asociații care se ocupă de câini. Aș putea să fac acolo o sesizare, că am mai făcut și atunci cu cazul Nils. Să vedeți cât de ușor o să ne refuze, că nu avem 100 de câini, avem vreo 40 de câini cu toții, deci ar putea o asociație care încasează niște 1 miliard pe lună, ar putea să mai ia niște câini. Și cu 40 de câini în sus și în jos ar putea să ajute, dar eu o să vă fac un print screen frumos la ecran, o captură de ecran unde o să cer un sprijin, da? Și o să vedeți că nici nu suntem băgați în seamă. De asta trag acest semnal de alarmă și am zis să nu iau decizii de unul singur. E bine să ne consultăm și să ajungem la un numitor comun, să vedem ce putem face. Deci mai avem 5 zile de, cum să zicem, să le dăm să mănânce la acești câini, după care Dumnezeu cu mila. Bun, încheiem acest clip, că deja am înghețat, e frig afară, acum Gerus face simțită prezența. Încheiem aici acest clip. Dacă aveți plăcerea să dați un share și un like pentru a putea ajunge la cât mai multe persoane acest clip, noi vă mulțumim și așteptăm să vedem ce putem face pentru adăpostul lui și prietenii săi. V-am pupat, multă sănătate și ne vedem pe rubrica de comentarii. Bun, că tot am încheiat acest video, mergem, luăm un sac de mâncare și vă lăsăm în compania câinilor maidanești. Mergem să le dăm și lor să mănânce, că ziua e scurtă și deja s-a lăsat seara. De lei la prima masă. Mergem, că mai avem și în curte tot așa mai mulți câini decât avem aici. Le dăm și la ăia și cam mai e un sac de ăsta la prima masă. E foarte complicat.